Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte știrea cu casele de 250 de euro care erau scoase la vânzare de primăria din Gura Văi? Da, erau nicăieri. Ziceam că luăm și noi 3-4. Luăm și noi 3-4, a? Bun, aia nu erau chiar palate, adică nu sunt, că încă nu au devenit alții, nu sunt chiar palate. Sunt pe undeva pe la marginea unui sat, în județul Bacău, fără apă, fără curent. Lumea se bate pe ele acum. Deci, lumea se bate cu ele. În unele cazuri, prețurile au crescut de 3 ori. Deci asta e foarte interesant. Deci nu cred asta, da, fac paranteză. Serios, după ce am vorbit noi la radio despre povestea asta cu... casele. Da? Acum e aglomerație, acolo, înghesuială. Când am vorbit de cartofii jumări, am zis, un tură de gâscă, că nu e să mai bun să fierb cartofi, să prăjești, nu știu ce. Mi-a zis colega, nu mai există untură de gâscă, s-a terminat, am spart stocurile. E criză de untură de gâscă? Da. Deci trebuie să fim atenți despre ce vorbim. Luca, dacă vorbim de lucruri de-astea de ne plac nouă, chestii mititei, de luat secret de nu știu unde, să facem pentru noi. Nu mai zicem la radio că se termină tot. Nu, stai liniște că nu e același efect. N-ai văzut? Lumea e razna pe imobiliarele. Pe imobiliare, poți să vezi, da, și ghivece cu pământ. Zici? Ghivece cu pământ. Da. Imobiliar. Păi multe așa și arată, în fine. Deci acum cea mai scumpă casă din comuna Băcăoană, Gura Văi, se vinde cu aproape 1500 de euro. Păi, ești nebun? Da, cât o noapte de cazare la Poiana Brașov. Da. Sau la Mamaia. Crește mai abitir ca Bitcoin-ul. Da, da. Vezi că ăla e în scădere, acum am văzut. Da, primarul e foarte mulțumit. Casele au fost construite pentru sinistrații acum 17 ani, nu au fost locuite, deci s-a hotărât, face licitație, s-a găsit cineva care vrea 13. 13 case în Gura Văi. Mi se pare ghinion, dar poate cine știe. Adevărul e că la banii ăștia... Da. Mulți au zis că ei iau două dată, că vor duplex și le unesc cumva. Cum să le unească, mă, că sunt una coloșea, una coloșea? Mai face-o, ai luat 500 de euro două case... și faci un tunel printre ele, lângă ele. Sau... aș uita așa, apar tunelurile dacice. Da, spațiul e foarte mic, 40 de metri pătrați, o singură locuință. Da, deși ar da între 2000 și chiar 2500 de euro pe un astfel de duplex, mulți cumpărători vor trebui totuși să investească alte câteva mii de euro în reabilitarea caselor, pentru că acestea au fost vandalizate, scrie Adevărul, logic. Deci casele sunt acum mai degrabă niște pereți de BCA cu ceva... acoperitoare. Înțeleg că le-au fost dotate inițial și cu ferestre, uși și așa mai departe. Cred că aveau ferestre și uși, da. Însă, le-au plecat. Înainte de a fi predate, ca să spun așa, da, au venit niște s-au predat băieți care au, da, preluat... Da. Primarul știe totuși să-și vândă marfa, zice că zona e pitorească, nu negăm. Posibil, cu investiții minime, imobilele pot fi transformate în case de vacanță. Acolo, sigur, pasionați de drumeții, cine e interesat de off-road se poate duce, dar trebuie să investești și orice casă, orice locuință, răspunde o cheltuială. Odată ca să o faci locuibilă, după care ca să o întreții, trebuie să plătești chiar dacă nu consumi. Tot îți vine ceva, abonament, gaze, electricitate, utilități, apă, nu cred că e canalizare acolo, dar să zicem că faci o fosă septică, habar n-am. Și după aia, cum te asiguri că din nou nu-ți pleacă locuința lucrurile pe bucăți după ce ai făcut-o. Da, interesantă. Asta e. Ci că prin zonă ar putea trece la un moment dat și o autostradă. Asta e lovitură. Dacă trece mamă, să iei teren, acolo, că bănuiesc că îți dă și terenul de la casă în ăștia nu două. E mult, dar îți dă și ceva teren. Da, da, dacă cred, trece autostrada pe acolo și ai vreun vecin... Nu cred că trece. Este oare... Adică nu vinzi la autostradă, mă, nu, nu cred că vinzi terenul pentru șantierul autostrăzii asta. Asta era în cazul ăsta nu mai erau de vânzare de mult, îți garantez. Aici sunt băieții șmecheri, știu care ce știu exact despre ce e vorba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.